Să țineți microfonul puțin mai aproape de gură, pentru că se înregistrează, nu de altceva. Am să-l rog pe... Înainte de toate, vreau să vă spun că aceste trei cărți din colecția Spiritualitate Creștină, după ce plecați de la evenimentele, veți găsi, sau în zilele următoare, când mai vizitați librăria Cărturești Verona, le veți găsi în librărie. Mihailiță, ești cel care a propus și redactat cartea Muntele Tăcerii a lui Kyriakos Markides. Spune-ne, te rog, în câteva cuvinte despre autor și despre învățătura isihasta părintelui Maximos, personajul principal al cărții. Să spunem că s-a pomenit numele Isihia, să spunem că isihasmul, care provine din grecescul Isihia, înseamnă liniștire. Mihai. În ce privește pe autorul cărții, m-a scutit un pic Andrei de prezentare, pentru că am vorbit el puțin despre el, despre Kyriakos Markides. Este într-adevăr un spirit căutător, sociolog, așa cum s-a spus, și care înainte de întâlnirea sa cu părintele Maximos, despre care o să vorbesc puțin în continuare, a avut și alte genuri de căutare. A fost el, e autorul la 7 cărți și 3 dintre ele nu se referă la spațiul creștin, ci mărturisesc despre o altă căutare a lui într-o lume a unor vindecători din Cipru. În momentul în care îl întâlnește pe acest părinte atonit, care poartă numele pseudonim de Maximos, din motive de discreție, părinte care pentru un an de zile a fost protos al Sfântului Munte, adică guvernatorul, organizatorii și numai, considerat, deși era foarte tânăr la momentul respectiv, ca un gheronda, gheronda înseamnă bătrân, cum spuneam, bătrân în duh, nu în ani. După întâlnirea acestui părinte Maximos, el suferă un proces de, nu-mi place cuvântul convertire, dar în orice caz de convingere, înțelege drumul. Și chiar se povestește undeva în lucrare că părintele Maximos avea o anumită contractură față de spiritul lui puțin liber și se tot ruga să primească răspuns cum să-l ucenicească. Și la sfârșit i s-a transmis răspuns că el nu e un ucenic în sensul de trăitor alături și cel care va urma calea sub formă de monah, ca monah, ci el este un transmițător al acestui mesaj al Atosului în lume. Și a fost ales așa, tocmai pentru că are acest spirit pozitiv și deschis și foarte activ și care își pune nenumărate întrebări. Și după ce acest lucru s-a petrecut, relația dintre cei doi s-a îmbunătățit foarte, foarte mult. Deci cam aceasta ar fi despre autorul cărții. E un om foarte plăcut, eu am corespondat cu el, Sorin știe că ne-a transmis și un mesaj și atunci de flori când am lansat cartea. E un om foarte deschis. Cartea face parte dintr-o trilogie. Celelalte două volume sunt puțin cam mari, deci să vedem cum o să facem ca să le aducem către dumneavoastră. Mai sunt două. Și acum să vă vorbesc puțin despre părintele Maximos și despre învățătura sa. Ceea ce partea practică despre care vorbește părintele Maximos face parte din această cale întreită despre care și părintele Georgescu a vorbit, care este alcătuită din trei pași, pași care se repetă, așa cum s-a spus. Primul pas este numit în tradiția răsăritană catharsis, iar în tradiția apuseană purificatio, înseamnă purificare, înseamnă despătimire. Este un pas care se sare foarte adesea, adică entuziaștii care vor să se apropie de taina isihiei se îngrămădesc către metodele tehnologice, ca să zic așa. Nu merge așa, pentru că se spune undeva și în Evanghelie că nu poți pune un vin bun într-un vas vechi. Deci mai întâi trebuie să repari
vasuri și este o lucrare în care căutătorii din lumea de azi, pot spune un vechi căutător, nu cu mare succes, nu le place să facă această lucrare. Adică această cultivare a virtuților și această reparare a propriului vas, care e specifică tuturor căilor spirituale adevărate, nu e deloc plăcut. Am vrea să sărim la tehnicile spectaculoase, la energie, viziune, arătări. Apropo, calea isihastă este total împotriva acestor viziuni și arătări, pentru că îl caută pe Dumnezeu, la fel ca și lucrarea apuseană, similară în acel nor al necunoașterii, acea viziune apofatică. A doua etapă a acestei căli, acestei întreite căi, se numește Photisis în limba greacă sau Illumination. Biserica apuseană înseamnă momentul în care ți se dă un prim semn, în care înțelegi cum stau lucrurile cu ajutorul Duhului Sfânt. Și ultima etapă pentru măsurile foarte înalte, trebuie să avem curaj, dar pe de altă parte să fim și realiști, e pentru premianță, așa? Se numește Teosis în Dumnezeirea sau Punia Mistică în tradiția apuseană. Învățătura cea mai importantă din punctul meu de vedere și motivul pentru care am ținut foarte mult ca această carte să apară la Herald este învățătura despre ceea ce ei numesc logismul, logismos la singular. Acesta înseamnă gândul pătimaș, gândul care ne leagă, adică este exact opusul virtuților. S-a vorbit mult în tradiția bisericii despre acest lucru. Există o învățătură vastă a unui părinte de la începuturi, părinte Evagrie Ponticul, care vorbește despre cele 7 sau 8 patimi și despre modalitățile în care ele pot fi depășite. Există un cercetător contemporan pe care îl prețuiesc foarte mult, părintele Gabriel Brighe, care a scris, eu știu de 3 dintre patimile respective care au apărut și în limba română, tratatele lui Evagrie, bănuiesc că vrea să le facă pe toate, mi-aș dori să știu că va deveni realitate. Și părintele Maximos ne vorbește despre 5 etape, nu numai el, este în conformitate cu întreaga tradiție a bisericii, despre 5 etape în care un gând poate ajunge, un gând negativ, să zicem, în terminologia de azi, poate ajunge în ființa noastră. E învățătură foarte practică și utilă vieții de zi cu zi. Prima etapă este, se numește atac. Deci ne vine un gând negativ. În carte se dă exemplu, ce-ar fi să fur niște bani? Uite, sunt acolo, nu mă vede nimeni. În acest moment, încă nu suntem, corpul nostru duhovnicesc, să zic așa, nu este afectat, pentru că este, atacul vine din exterior. Creștinismul personifică, este de la acel necurat. Și avem opțiune să îi dăm curs sau să nu îi dăm curs și în asta constă toată tehnologia, ca să zic așa. A doua etapă este interacțiunea. Când începem deja să vorbim cu acel gând, ce ar fi dacă, e interesant, poate că nu mă prinde nimeni, la urma urmei și alții fac asta. Mai citam și data trecută și mi-a plăcut foarte mult din părintele Papaciuc, care spune, cu dracu' nu stai de vorbă. În momentul în care începi să vorbești cu el, e foarte periculos, pentru că, în primul rând, e mai puternic. Și, în al doilea rând, are loc ca, e ca un proces de contaminare, ca atunci când e o gripă. Încet, încet, începe să se apropie de tine acest gând rău. Și să te contamineze lăuntric, devine o obișnuință. Însă, în continuare și la această etapă, încă mai poți respinge. Ești liber să respingi sau nu. E alegerea ta. Și dacă vei căuta modul adecvat, vei putea face lucrul ăsta. A treia etapă se numește consimțământ.
aici deja se instalează ceea ce se numește păcat. Sufletul este contaminat, ca să zic așa. Deja jumătate din bătălie este pierdută și cealaltă jumătate este foarte dificilă. De aici încolo, de obicei, începe să fie necesar ajutorul cuiva sporit, care să se roage pentru și împreună cu tine. A patra etapă se numește înrobire, în care omul pierde controlul, deja, devine obișnuință acel gând și sunt necesare eforturi foarte mari pentru dezrădăcinarea lui. Iar a cincea se numește patimă, în care acel suflet nefericit a cedat într-o proporție foarte mare, gândul respectiv devine negativ, devine obsesiv, pardon, și se poate scăpa de el doar cu ajutorul cuiva sporit și, bineînțeles, cu harul Duhului Sfânt. Rețeta generală a catarsisului, am extras un scurt citat din Muntele Tăcerii, care spune așa. Marchides întreabă, încă n-ați vorbit despre rugăciune? Nu este și aceasta o modalitate de a ne apăra de aceste logisme? Și Părintele Maximus răspunde, bineînțeles, asta se înțelege de la sine, este metoda cea mai eficace, este arma cea mai puternică de care dispunem noi creștini. Și cea mai importantă dintre rugăciuni este ceea ce în tradiția greacă se numește efche, adică exact rugăciunea de care s-a făcut vorbire înainte, rugăciunea lui Iisus, invocarea repetitivă a numelui lui Hristos, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Și aici reamintesc, am mai vorbit și data trecută, despre o învățătură a Părintelui Cleopa, în care explica modul în care se practică această rugăciune neîncetată, la un mod foarte pragmatic, de fiecare dată, în viața de zi cu zi, în care un astfel de logism ne atacă, se face această efche, această rugăciune a lui Iisus. Există, din acest motiv, în mediul monahic, chiar anumite lanțuri de rugăciune în care ei, indiferent de acțiunile pe care le fac, se roagă în continuu. Există o tradiție la Essex în care se fac lanțuri de acestea de rugăciune. Fiecare spune rugăciunea de un nume, de un număr de ori, cred că de 100, în limba lui, a Părintelui Sofronie și așa mai departe. Deci această rugăciune se lovește, se spune, gândul cel rău, de îndată ce el apare, cu această rugăciune a lui Iisus. Exemplu e foarte simplu. Ești în autobuz, te-a călcat unul pe un picior, vrei să-i urezi niște lucruri foarte nedumnezeiești, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă pe mine, păcătosul și spurcatul la gură, sau ceva în genul ăsta. Da? Aici spune Marchides, mai spune un lucru foarte, foarte interesant și foarte frumos. Spune că, de obicei, când se întâmplă, este numită în literatură un astfel de atac, că vine un astfel de gând, de obicei, de fapt, nu e prea bine când noi ne dăm buzna degringolată în rugăciune, ca și când mă duc la rugăciune și spun de 3 ori și gata, sigur, se rezolvă. De multe ori, efectul este nu se întâmplă nimic. Pentru că, spune el, degringolada asta spune foarte mult despre starea interioară. Cu alte cuvinte, e bun gestul ăsta și inclinația de a te duce să te rogi, dar mai întâi trebuie să te așezi puțin în tine, mă puțin în tine însuți, să te centrezi, să te echilibrezi, să conștientizezi ceea ce urma să faci. Să nu te duci ca la o formulă magică. Bea o poțiune de Doamne Iisuse și în 3 minute sunt gata. Nu ești gata. Atunci e nevoie de doarmită, repet, așezare. Corect, de acord. Rugăciunea respectivă, deci această metodă a Părintelui Cleopa, presupune că la tine acasă, în taină și zi de zi, practici această rugăciune și ea generează acea coborâre în inimă și acea liniște. Prin urmare, în momentul când o invoci în autobuz, în situația descrisă, ea cheamă, e ca o ancoră psihică, să zic așa, cheamă și harul și cheamă și acea stare.
Deci îți amintește faptul că rugându-te acasă și spunând Doamne Iisuse, în tine se generează o anumită trăire. Și atunci poți să chemi acea trăire chiar în momentul în care ăla te-a călcat pe picior și să te gândești că în fața e semenul tău, nu puncte, puncte. Deci depinde de stare până la urmă. De trăirea pe care ai creat-o rugându-te.